is niet meer aanwezig. Oh, nee, ik had een tante. Începem seara cu o întrebare. Credeți în destin? Când e vorba de dragoste, evident. Să luăm cazuri generale. Întâlniri întâmplătoare pe stradă. Cum poți să arăți atât de bine? Îmi place să fac sport, să mă întrețin. Pasiuni grăbite și inadecvate sau chiar relații dintre cele mai neașteptate. Vreau să mă violeze! Nu ai idee de când te doresc pe tine. De ce îmi pun întrebările astea? Ești nebun. Doamne Dumnezeu, iată-mă! Responsabil este chiar destinul. Haide, băi! Haide! Astăzi vă invităm să urmăriți o poveste cât se poate de comică și cel puțin neobișnuită, unde iubirea, banii și prietenia fac casă bună în casa altuia. Hai nu acolo că te omor! Eugen Popescu are 47 de ani. Felicia, soția lui, este cu 10 ani mai tânără și nu au copii. Locuiesc într-o vilă cochetă pe care acum 3 ani au reamenajat-o. Nu cu banii lor, ci cu bani de împrumut. Dar până la urmă, rezultatul contează. Auzi, dar chiar vreau să vorbesc ceva cu tine, că am o chestie așa pe creier care nu-mi dă pace de câteva zile, nu-mi dă pace, nu pot să dorm. Ia spune, ce s-a întâmplat? Cu banii care avem să-i dăm lui Micu și lui Gianina. Nu știu, o economie, nu știu ce să facem, cum să facem. Auzi, să, măcar te rog frumos, lasă problema asta în seama mea. 1000 de euro. Deci, problema asta este a mea. Eu o rezolv cu Nicu, nu ai tu ce să discuți de lucrurile astea și nu am acum posibilitatea să-i dau banii înapoi. Deci ți-am mai repetat, te rog frumos, cum lasă-mă pe mine și discut eu cu Nicu. Ieși e prietenul meu și o rezolv eu până la urmă. Mare afacerist, așa, cum păi ce afacere, că... mă, că nu păi mai unde pot, se, se mai duc banii? De treburi. Tu vezi că, uite, încerc să o scoat la capăt cu firma și nu reușesc. Păi nu și reușesc unde se duc banii, mai... dragă? Păi unde se duc banii? Pe cheltuieli, unde se ducă banii? Vreau să găsești o soluție să le dăm banii prietenilor noștri ca să-mi iau de grijă. Să pot dormi noaptea, nu înțelegi? Că nu mai am stare. Nu înțelegi, casa asta mă costă 1000 de euro pe lună și întreținere și menajeră și bănci. De unde dracu să-i dau și lui ăsta banii? Nu mai acopăr cheltuielile, am o grămadă de datorii pe firmă. Ce vrei să fac, femeie? Dar pe mine nu mă interesează, trebuie nu te să interesează. Faci. Lasă-mă să găsești mă, soluții. Mă ia tensiunea, nu mai pot. Ești nu bărbat, de ce-mi spui mie de problemele tale? Sunt și problemele tale și ale mele. Pă tine nu te interesează, stai toată ziua acasă, eu muncesc pentru casa asta. Nu dar mai tu pot. Muncești veșnica poveste. Am nevoie de un pahar cu apă, nu mai pot. Veșnica, îți aduc imediat, paharul de apă, că... Hai mai repede că mor aici. Poftim. Aoleu, te miști în reluare. Deci eu vreau să te gândești la o soluție. Te rog frumos, Eugen, nu se mai poate așa. Avem să le dăm banii la oamenii ăștia de atâta timp. Ia și fă-o bâncă, nu mai pot. Da? Lasă-mă pace. Tu trebuie să găsești soluția că tu ești bărbatul casei, păi nu fac da? Asta, nu caut toată ziua de dimineață până seara. Ție ce-ți pasă? Stai acasă, ești casnică. Te-am luat de la țară și te-am dar cu casnică. Dar poate vreau și eu ceva mai mult, te da? Să te că las acolo, să mulci vaca. Cu un om care e afacerist, da? Nu m-am măritat cu un strungar, ca să nu-mi permit, da? Creditorii lor, Nicu și Gianina Dumitrescu, le sunt prieteni de familie de când s-au căsătorit. Acum 3 ani le-au împrumutat banii fără nicio grijă. Dar cum timpul a trecut și Nicu n-a văzut niciun leuț din datorie, soția lui s-a hotărât să rezolve ea problema. Hai că plecă, mămică, plecă, mămică, noi! Aoleu! Ce faci, mă? Alo? Alo, iubire? Ce faci? Păi, după cum te vezi, savurești și eu cafeaua, nu? Ajută-mă și pe mine, mă, nu fi așa! Știi foarte bine că n-am fost de acord de la început cu chestia asta acum. Nu mai insista, te rog frumos. Ajută-mă și pe mine, mă las singură ca o femeie să tacă o proastă. Te rog de frumos. De fapt, știi ceva, toată viața așa am fost. Din punctul tău de vedere, ce mi-ai făcut tu mie... Ok. Bine, mă, o să mă descurc, ce crezi că mi-e frică să mă descurc singură în viață? Ce, dacă nu erai tu, crezi că nu mă descurcam? Nu știu, aici nu îndoiesc, s-ar putea să nu ai dreptate aici. Știi foarte bine. Ceva? Ce să știu? Știi foarte bine că situația în care m-ai pus, deja mi este foarte greu. Și ceva mi pare continuu. Bine. Mie îmi pare bine. Și sunt vezi curios, tu? Sunt curios cum o să te descurci în fața la oamenii aia când o să ne vadă pur și simplu ca niște cu cortul la ușa lor. Dar stai puțin ce mă vezi pe mine, vorba vine. Aia, dacă am tupeu, să știi că în viață, dacă n-ai tupeu, mor pe foame, da? Și eu nu vreau să-mi pierd banii și să ajung pe drumuri din cauza lor, că i-am dat niște bani și acum nu vreau să-mi dea. Te rog frumos, nu mai exagera.
N-am ajuns pe drum. Cu nimic. Gianina a hotărât să meargă peste familia Popescu, să se mute în casa lor și să nu plece de acolo până când nu-și vor vedea banii. Și o chestie, parcă era vorba să ții strictul necesar. Tu ce înțelegi prin strictul necesar? Că văd că ai luat jumate din casă. N-am luat nici pe sfert. Ce ai? Asta ți se pare că am luat mult? Sunt lucrurile mele. Și stai, ai răbdare. Vrei să-ți iau și ție, o să-ți iau și ție. Nu, mulțumesc. Da? Eu n-am nevoie. O să-mi iau strictul necesar. De ce n-ai nevoie? Ia, dă-te-mă. Ce faci, mamă? Nu, nu mai pot stăbăși. Bine ai venit. Alo, Gigi. La ora asta se vine? Tu ai văzut câte ceasul? Da. Iar ai început să faci figuri ca de obicei? Ce-am vorbit eu cu tine ieri? Ha? Stai puțin. Hai, mama, tu mereu cauți să mă enervezi și tu. Nu-i de ajuns că mă enervează, tacă, mai mă enervezi și o tu. O secundă, nu mai țipa. Ce ai, de doare capul? Sunt obosit. Hai, te rog frumos că n-avem timp de oboseală, că plecăm. Eu sunt foarte la prietenii noștri, da? Du-te tu cu ea, că nu mai zic nimic, crede-mă, nu mai... Faceți așa cum zic eu, da? Nu vezi că n-avem cuvânt de spus? Ai luat o hotărâre și gata. Am zis ce-o cu mic. Auzi? Nu-mi place cum ai abordat situația. Gata? Nu mă scoate pe mine vinovat, să știi. Uite cine e vinovat. Gata? Bubico, hai la mama. Hai întâi să vă aliniez pe voi. Vă rog frumos, hai. Hai că am terminat. Pune și mie astea. Că da. Dacă mai stau cu pixul ar putea să-mi vină vreo idee și mai am ceva de scris. Hai. Vem cu astea, arunc eu pe lucrurile. Hai, mămică. Lasă că nu e ok, pot să le țin. Hai, guriță, hai să mergem. Hai să mergem, să scăpăm de situația asta penibilă. Hai, fii atentă că vi le dau așa în brațe. Stai așa. Ia la mama tu asta, odată, așa. Hai, ia-o spre ușă, ia-o spre ușă. Hai să ne mutăm. Vreau să-i dau și... Un curt avem? Ulu! Hai, mă, pleacă-te, că n-ai oase în burtă. Of, ce greu îți mai este. Ce ai pus aici? Hai, mă, hai că mai am una, hai, mișcă-te mai repede, hai că nu mai pot. Și eu nu mai pot. Auzi, mămică, ia să ia schiese. M-am pus să și carcă. Hai, mă, stai așa. Hai că poți. Tu vorbești serios? Hai că poți. Stai, mama. Să nu spui că mai îndai ceva. Ba da, nu asta, păi asta cum? O iau eu? Super. Hai. Te-ai gândit să cărăm noi toate astea? Stai, ia la mama asta. Așa, unde vrei? Cu ce să te... Hai că ești băia mare, hai, așa mă lupaș. Mai că mea... Așa, ia. Așa, mai pune până la... Nu că el poate. Da, poate. El poate că el a dat 15.000 de euro. Auzi, mă... Gata, Bubi? Nicu este prietenul lui Eugen din facultate și nu se simte confortabil în această situație. Dar, după cum ați văzut, hotărârea nu-i aparține. Cu bagaje, cățel și tot ce se putea lua, dumitreștii au pornit la... Zi. Am o idee. Ce? Totuși hai să-i sunăm. Nu se poate să mergem așa că nebunii la omul... Tu te poate, aici ești nebun? Cum se sun eu pe ăștia? Băi, Nicule, ăsta nu ne deschide. Tu ești nebun la cap? Cum să sun? De ce să sun? Sună acum, că te-ai la ușă. E mult rău, eu zic să lăsați bagajele. Băi, termină-te, tu ce faci, mă? Mă, tu ce e faci? E mult rău, oprește-te. Taci. Hai, băi copile, tu nu ți-ai revenit? Ce-am vorbit eu cu tine? Mamă, hai să zic. Mergem la ușă, lasă tata bagajele jos cum ai a capul. Mergem la ușă, bătem. O să zică că am venit să bem o bere cu ei, ne prietenim și după aia le luăm. Uite, aici să ne acolcăm. Da, mă, hai facem așa cum vreți voi. Super. Dar nu sună. E mult rău, hai. Hai, bătem la ușă, da? Și fii atentă, când am zis eu, hai, când a deschis ușa, apoi după mine, frate, da? Nu vă prin conuleiți. Bă, faceți ca mine. Hai odată, că am un nebunit cu asta în mână. Să nu faceți o figură, mă. Mă bată mama zic, dacă m-a văzut așa. Băi, fii atentă, la trei am pornit. Da? Sigur. Da. Haide, băi! Haide! Haide, băi! Păi! Ha, ha! Băi, Nicule, ce-i asta? Pardon. Ce s-a întâmplat? Pune-le jos. Ce s-a întâmplat? Așa, mămică, lasă-le jos. Pune-le și tu acolo. Ce-i dragul cu voi aici? Bună! Ce sunt toate bagajele astea? Ce cățelul? Cum? Asta e băiatul meu. Ați venit băiatul cu cățel, cu cucel, așa? Ați dat buzna ca la voi acasă? Nu dați și voi un telefon înainte? Nu mai am baterie, că din păcate nu mai am money. Ce mult vă iubesc. Și ce mă interesează pe mine? Că nu ai tu bani? Nu? Nu te interesează pe tine, Felicia? Și de ce am venit aici? Vrei să afli? Stai un pic că mă doare mâna. Ia la mămică. Păi ce-a strată cățelul după coborul meu? Cum adică? Păi mă rog să mă nimic și eu să mă simt și eu bine în casa ta? Te rog frumos să ții cățelul, că eu nu suport că ții în casă, da? Eu nu îi suport, da? Dacă aveam... Ce vrei să însemne? Uite, întreabă! Eu sunt cam obosit.
Mămică, mai stai și tu. Ei, alu, alu, unde crezi aici, la hotel? Ce dracu' e? Ce înseamnă asta? Măi, Gianina, ce înseamnă asta? Urgență de la spitalul ușor, da? De urgență? Hai că vom avem treabă, da? Ridică-te treabă de acolo. Măi, Gianina, putem să discutăm? Da. Te rog frumos, păi avem să vă dăm niște bani, da? Într-adevăr, a durat mai mult. Da. Da? Dă-ne banii. Și cum să mai fi, nu suntem? Cum să mai fi prieteni? Uite, 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 iată și mă știu din gură. Tu, ca să mă spui tu ce e pus de vezi, da? De-aia tu ridică-te după canapeaua asta, că e canapeaua mea. Sigur. Da? Și te rog frumos. Eu te rog pe tine. M-a luat inima, m-a îmbolnăvit. Gianina, nu se poate așa ceva, puteai să ne anunți. Nu anunți pe nimeni. Păi, n-am mai așteptat un an de zile, suntem prieteni de atâta timp. Nu mai văd. Băiatul meu, ce se întâmplă, dragul meu? Ce se întâmplă? Nu știu, cred că fac infarct, nu mai pot. Eugene, hai mă, termină-te cu piseriile astea. Piseriile. Te rog frumos să-ți revii. Eugen, Eugen. Uite, vezi ce-i făcut Gianina, vezi ce-i făcut. Ce-am făcut, dragă, ce-am făcut? Ai dat buzna la lui în casă și ai făcut ce-am făcut. Mare rău. Te rog frumos să-ți revii. Ridică-te, ridică-te. Văd o lumină albă. Ce lumină? Văd o lumină, văd pe mama. Da, ia uite, mă, mama, vin. Hei, revină-ți, că nu am venit. Ce figuri? Nici o lumină și nici o mamă, da? M-ai băgat în pământ. Și ăsta s-a îmbătut. M-ai băgat în pământ. Eu te-am băgat în pământ. Doamne, revină-ți și atât. Hai să mergem la doctor. Hai te rog să ne vedem la doctor. Da? Deci, stai puțin, da? Și ăștia unde rămân în casa mea? Stai puțin, stai așa că nu... Stai, dragă, liniște, că nu plecăm de aici. Rog frumos. Nu plecăm. Eu plec acum, dar mă întorc. Nu va rămâne așa. Eu nu vreau așa ceva la mine în casă. Păi nu, eu nu vreau. Nu, mamă, că am eu de conduct. Eu știu ce am de făcut. Eu am de conduct în casa mea. Da, da, duceți-vă și făceți-vă bine. Că mergem acum. Da, sigur. Tu ce mai stai, mă, acolo? Alo, hai să cărăm și noi astea sus. Hai, mămică, hai. Lasă-mă să dorm, că nu știu ce fac. Tu nu mai sta capul în pământ și uita la mine, da? Hai, ia astea și sus cu ele. Hai, hai. Bine. Hai, bine că au plecat. Zice mersi că au plecat. Hai, urcă. Urcă că cu astea vin eu. Hai. Sus, că ar dea Dumnezeu să nu se mai întoarcă. În timp ce fiul soților Dumitrescu se recuperează după o noapte pierdută în club, Monica, nepoata soților Popescu, a venit acasă de la facultate. Mă, stai, mă, ce... Ce faci, mă, aici? Hm? Ce? Ce faci? Dorm! Dorm? Păi, ce cauți aici? Ce cauți aici? Da. Am venit la tine. Ai venit la mine? Cum așa zi? Ce s-a întâmplat? Ce cauți aici? Hai să-ți povestesc. Ia zi, pe jos. Ce s-a întâmplat? Am venit cu părinții mei la tine. De ce? Bă, știi că trebuie să recuperezi niște bani. Uh-huh. Super, nu? Da, și de ce ați venit? Recuperează bani și... Da, mama a avut o idee strălucită să ne mutăm la tine până ne recuperăm bani. De ce idee asta? Bă, nu știu, o femeie nesănătoasă. Doamne, dar ce-o fi apucat-o? Ce are? Băi, nu pot să înțelegi, că știi cum vorbești cu ea, ea tacă-ne pe idee, ei n-are nicio treabă, nu te bagă în seamă, nu există acolo. Ea are o idee, aia e. Și n-ați convins-o să... Nu. Și chiar o să stați aici? Bă, ce să facem? Deja ne-am mutat. Până la urmă, tu trebuie să mă scoți în oraș. Sigur. Este? Poate cum. Știi? Ia. Mă gândesc. Ia, auzi, vezi că vin ăștia. Monica și Cristi se știu de mici. Fata este nepoata Feliciei și protejata ei. Pentru că nu are copii, Felicia a întâmpinat cu bucurie dorința Monicăi de a studia în București. Cei doi tineri nu se lasă angrenați în problemele celor mari, ba chiar găsesc situația amuzantă. Am venit la ăștia în casă și nu plec o mână goală de aici, da? Vreau să facem într-așa fel încât să căutăm lucruri de valoare. Cu alte cuvinte, să furăm din nu, casa dragă, lor. Nu, dragă, căutăm lucruri ce au cumpărat ei pe banii noștri. Nu vine ce să cred ce face. Mănicule, dar ce ți se pare, mă, ceva absurd, mă? Tu-ți dai seama că oamenii ăștia poate să anunțe poliția că le furăm din casă lucruri? Băi, oamenii ăștia, te gândești la chestia asta? Nu știe, mă, ce fac, mănicule, și tu mă mai aburi, mă, ta, mă, că mă ia capul, mă. Să mă mor eu, mă, mă ia capul, mă, că mă disper, mă. Tu ce fac? Eu te disper pe tine, da? Hai mai bine să punem mâna să căutăm. Hai. Hai să căutăm copămâne, mă, nu vine să cred ce facem. Bănicule. Pur și simplu.
Asta e roșie, nu dă bine, mă? Da, e roșie. O găsești la magazinul de pe colț cu 10 lei. Ce e roșie. Mă? Asta e cristal. Mie mi se pare că dă bine. Asta e cristal. Poftim. Lasă-mă, drag. Știi tu mai bine. Știi tu mai bine. Deci te ce știi tu. Auzi? Da, asta? Ce zici? O avea cristale Swarovski, mă? Da, topaz, rubin și smarald. Păi, Nicule, eu o iau. Ce mă, eu o burască. Poftim, iau. Iau. În sfârșit, ești tu de acord cu ceva. Bineînțeles. Dar hai, te rog, nu mai face mișto, că vă faci mișto de mine și mie de miștourile astea nu mi-a plăcut. Pune mâna și caută. Hai. Pune mâna și caută, apleacă-te, că trebuie să găsim câte ceva. Trebuie să găsim câte ceva. N-ai ce să găsești, uite, deși tu, asta e mobila lor. Ce bun de vreți, te uiți. Ia vezi, mă, după cuvântul ăsta. Nu, să știi că nu este nicio trapă aici ascunsă. Mă, dar mai știi? Că la țară așa sunt. Și la vile din astea de lux mai faci ăștia păi de sub și cobor de acolo de jos, cobor direct în boxă. Și poate să știi dacă nu ține bani. Cred că ai văzut foarte multe filme de acțiune. Hai mă, că abia te miști, măi, Nicule, mă. Poftim, ce vrei să faci? Ce găsești tu aici? Ce... Poftim, economiile oamenilor, ce vrei să faci cu ei? Bă, da, sunt puțin. Să mă rog ce fac cu banii. Păi tu crezi că orice om sănătos la minte ține bani în bancă, sume mari, nu? Ce mai căutăm? Felicia și Eugen s-au întors de la doctor. Războiul se reflectă puternic asupra sănătății lui Eugen, dar și asupra relației lor. Ce bine că am putut să-mi iau câteva zile libere să văd ce fac ăștia. Să, nu știu, să facem ceva cu ăștia, să găsim o sursă, o soluție, să le dăm bani, că nu știu. Chiar sunt curioasă să văd ce fac ei acum acasă. Și eu sunt sătul de ei. Deci m-am săturat. Bine că am găsit o soluție și să rezolvăm situația asta, că nu mai pot. În lipsa proprietarilor, Dumitreștii se acomodează. Gianina a avut o altă idee genială de a-i constrânge pe prietenii lor să scoată banii de la cearșaf. Ce faceți mai aici? Bine. Voi? Pregătim? Pregătim masa? Da, facem un pic de mâncare. Păi de unde și până unde? E vreo modă nouă, în pijamale, cu părul desfăcut, așa, cu ideea să ții mele să știi acasă, să zici mersi, pentru că acasă scăpăm și de hainele astea. Ce? Păi zi mersi ca un pijamale, cu mine, cum vrei să fii? Mele, carne mea, tot, disperate, lasă-mă, că nu ți se întâmplă nimica! Să nu mai îngătiți mie cu loța, tot ce îmi lasă din bucătărie, eu nu am cum să mai stau în bucătărie să-ți mă cet dintre voi. Duceți-vă la voi la cocina voastră de apartament, da? Ei, mai ușor, te rog frumos. Asta e casa mea! Da, nu se gătește stilul ăsta aici, da? Poftim, poftim. Tu nu-ți spui nimic! Nu mai fi crizat așa, mă! Nu mai mănâncă, nu-i tu nimic, nu? Nu vezi ce se întâmplă, nu? Las-mi fac și mierde de tâmpeniile tale. Ce? Dar voi așa gândiți la voi acasă? Bă, dar terminați-mă că mi-e rău, mă! Ți-am mai explicat odată. Mă, dar ce ți se pare așa de ochiat? Că nu văd cum mă vezi! Mă vezi cu invers? Cum mă vezi? Cum te rog? Ce ți se pare normal? Ce are dragul? Am pijama pe mine! Sunt îmbrăcată! Casa cu burul de mare! Stai, mă rog frumos, terminați! Auzi ceva? Este omul, ei! Da, nu, lați-i ca ține, da? Ia o gură de apă. Cum nici apa nu ajută prea mult, bărbatul a fost mutat în sufragerie pe canapea. Doar s-o simți mai bine. Am eu un remediu. Ce remediu? Am eu un remediu chinezesc. Păi orice, trebuie să-i fac ceva. Ia, dă-te și tu mai așa un pic. Am eu un remediu. Unde să mă da? Fii atent. Unde să mă da? Vreau să-ți dau o energie, Eugen. Fii atent. Așa remediu, te urci pe el? Ascultă-mă, te rog frumos, lasă-mă un pic. Vorbesc cu tine, da? Eugen, ești atent. Caută să te concentrezi. Deci eu vreau să-ți dau toată energia mea pozitivă. Dă-mi-o. Ție, da. Da? Deci tu ești bolnav, te doare inima, ai zis, da? Dar nu mai știi atât, îți spune ce remediu. Lasă femeia în pace, taci din gură. Taci din gură, Felicia. Femeie, așa remediu, eu n-am mai pomenit la toți doctorii care i-am văzut. Eu n-am mai pomenit să te urci pe bărbatul altei femei. Așa de față cu mine. Oh, ce mâncă măduitoare. Băi, femeie, înțelege că eu nu cred că îi faci absolut nimic. Eugen, lasă-mă să mă concentrez. Habar n-ai din chestiile astea. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Pleacă de aici. Adică habar n-am. Pleacă de bun. Lasă-mă să mă concentrez. Uite, urca pe el în fața mea și te dă la o parte de acolo. Te rog frumos. Lasă-o că știe ce face. Nervii. Știe ce face, deja nu-i mai bine. Eugen, cum te
scandaloasă, e proastă. Mai te simți mai bine? Mai femeie, hai, te rog eu frumos. Mai lasă-mă un pic, mai am un pic de energie să-i dau. Lasă-mă un pic. Ridică-te de acolo, te rog frumos. Haide, dă-te după el. Aoleu, e sperată, ce ai femeie? Sunt sperată, mama mine. Așa ce mai am văzut în viața. Era mai bine. Ți-era mai bine? Era mai bine. Era mai bine, da? Sună la aia să nu mai vină că vin de pomană. Bine, o să sun. Acum, dă-te după el. Hai, dă-te după el. Crizată ce ești. Crizată ce ești. Păi, dar normal că sunt crizată. Când te-ai urcat pe el, i-ai făcut masaj. Hai, lasă-mă în pace, disperată. Zi-te că l-am făcut bine. Trebuie să sosească dintr-un moment în altul. O să aștept aici, am dat deja deschisă. Spune-i, nu mai vine. Mă simt mai bine. Bine că ai venit să spun eu cum se simte mai bine. De ce se simte mai bine? Că s-a urcat nevastă-ta pe el, l-a masat, a făcut ca un... Ce m-a masat? Băi, omule, sunt nevasta ta, ce ai? Știi că am niște energie? Da, am niște energie. Ridică-te de aici. Hai. Ajută-mă ca să zice dacă e ceva. Nigule, ajută-mă, Nigule. Ajută-l acum, mai devreme să te revenim. Sigur că te revenim? Da. Trebuie să sună la salvare să nu mai vină. Nu, care... Și sună și la salvare. Are nevasta niște mâini. Vai, ce bine îmi pare că și-a revenit. Te descurci singură? Da, mă descurc, mă descurc. Eugen, să-i dea Dumnezeu sănătate. Dacă e ceva, mă anunți, da? Mă bucur că te simți bine. Asta contează enorm. Treaba cu transferul de energie a funcționat. Și dacă acum Eugen se simte mai bine, ar fi cazul unei discuții lămuritoare între cei doi soți. E un calvar în casa asta. Nu se mai poate trăi în casa asta, pur și simplu. Deci mă apucă toți nervii. Nu mai suport. Tu crezi că mie mi-e mai bine? Păi nu știu, din cauza ta se întâmplă totul. Da? Tu ești vinovat. Dacă tu le dădeai bani, nu aveam atâtea lucruri de suportat. Deci eu nebunesc. Eu ajung la nebuni. Nu mai chem salvarea pentru tine. Tu ai impresia că mie mi-e mai bine? Nu o să mai... Eu sunt de vină? Pur și simplu o să mor înaintea ta. Pur și simplu. Nu mai suport. Să fie clar, facem ceva, nu știu, fă rost de bani, dă-le banii, gata! La de revedere, unde mi-e covorul ăla roșu? Care covor? Covorul meu! Unde, dragul, să știu? Uite, vezi, ne dispar lucrurile, fă ceva că m-am nebunit! Uite, fac, m-a luat inima, fac! Ce faci? Tu faci ceva te pentru mine, spune timpul, și mie! Pur și simplu te faci tot timpul, asta e, m-am săturat, știu eu ce-ți trebuie ție, o tigaie în cap, asta-ți trebuie ție! În tu ce caute aici? Ieșiți afară, că aici o să dorm eu cu Nicu și cu Cristi, da? Te rog frumos să ieși afară! Da, în momentul ăsta ieși afară, gata, ieși afară și gata! Dă drumul, Doamne. Felicia, la ușă! Deci pleacă de aici, că asta e camera noastră! Dă drumul la ușă, Felicia, că mă nervezi! Deci te rog frumos să mă înțelegi că asta e camera noastră, nu mai ce să caut de aici! O să ieși tu de bună voie mai târziu! O să stai toată seara la noi la ușă, toată ziua, nu ai ce să cauți, nu o să deschid, ești da? Ești tu de bună voie! Gata, m-am săturat de tine! Ce îți convine? Nene, bă. Aolo, deci nu mai pot, tu nu mai poți, ce dragul să mai zic, nu mai pot, mi-e rău! Ia-ți-e rău! M-ai îmbolnăvit! Ia-ți-e rău! Din cauza ta mă apucă toți dragii și mai atențiune! Știi cum? M-am salvarea săturat! Salvarea vieții de ei, de câte ori am chemat salvarea pentru tine! Ba că te doare inima, ba că te doare ficatul, ba că te doare rinichii, nu mai știi, ești pe moarte, dar n-ai nici nimic! Adu-mi un pahar cu apă că mor! Ce pahar cu apă? Dau o tigaie în cap! Războiul pare pierdut, dar această bătălie a fost câștigată de Felicia. A reușit să păstreze dormitorul, însă Gianina a gândit câteva mutări înainte. Aoleu, uite-te și tu! Unde să mă uit? Uite-te tu la mine! Doamne, uitați-vă! Uite ce m-a pus asta aici! Uite, aici! Unde? Uite-te! Du-te, fă ceva! Ia-l de aici! Se pare că Bubico, simpaticul cățeluș al Gianinei, a confundat patul celor doi cu toaleta. Dă-te, eu vreau să mă culc, da? Nu mă interesează, hai! Nu mă interesează, dorm unde vrei. Nu mă dau femeie de aici. Dă-te că eu vreau să mă culc! Nu te ieși iar acătul și culcă-te acolo. Nu mă interesează, eu vreau să mă culc, eu vreau să stau, da, în pat. Ce vrei, femeie? Ce vrei? Ce tot vii pe capul meu? Eu vreau să mă culc, hai! Du-te, mă, partea și culcă-te, ești nebună la cap! Da, sunt nebună! Mai nebunit tu că trebuia să le dai datoriile și să terminăm odată cu toată șara ta, da? Păi ala, din pași termină cu prostile, da? Deci te rog eu frumos, eu vreau să mă culc! Hai! Da-te! Ți-ar capul să fie... Culcă-te, na, culcă-te! Da, mă culc! Hai, culcă-te! Acolo să te culci, lângă f***ul de câine, că eu nu o să-l iau niciodată. Acolo o să putrezească până când o să-l iau eu, da? De acum încolo, numai acolo să stai. Să te culci lângă
câine, dacă nu vrei să te duci să iei o cârpă, e foarte simplu, trebuia, te duceai, luai o cârpă, îl luai, îl aruncai, acolo o să rămână că tu ăla, eu nu o să-l iau niciodată, ai auzit? Să stai să-l miroși toată noaptea! Războiul se desfășoară pe două fronturi, Dumitrești versus Popești, dar în același timp are loc și un război intern, Felicia contra soțului ei. Femeia bănuiește că soțul are banii cu pricina, doar că are alte planuri cu ei. În acest timp, în living, pe jos, Nicu nu e nici el mai fericit. Mi-a morțit mâna, mi-a omorțit spatele, piciorul, ar fi curmea să pot să dorm. În ce situație n-ai băgat? Dar eu nu înțeleg ce cu tine de râzi atâta, parcă mai devreme erai supărată. Și am făcut? Ce-ai făcut? Am luat căcățel de la bubică și am pus-o Felicia în pat. Doamne Dumnezeu, nu vine să cred. Cum ai putut să faci asemenea prostie? Te zici că ai luat o rază definitiv după ce că am venit la oamenii ăștia în casă. După ce că i-am de rând, după ce că i-am distrus viața. Tu faci și prostiile astea. Ba asta mă ne mai lipsea nouă acum. Îți dai seama cum o să reacționeze femeia aia? Bă, dar merită, da? Extraordinar, extraordinar. Nu, chiar merită. Nu știu, zici că ai luat o rază. E dimineață. Nicu abia s-a trezit și cu ochii închiși a venit la bucătărie să-și facă o cafea. În casă, menajera își vede de treaba ei, liniștită. Când, hop, și Nicu, pe care nu-l cunoaște. Stai așa, nu mișca! Nu mișca că te omor! Ce cauți aici? Cum cine sunt? Sunt prietenul meu, ce ai venit să furi? Stai liniștită, că abia nu mișca! Stai acolo, nu te apropie de mine! Doamne Dumnezeu, ce ai? Stai acolo, că te omor! Stai așa că ești hoț? Ai venit să scoți? Ți-am spus, hai să-ți explic, sunt prietenul lui Eugen. Stai acolo, băi! Bă, mă uiți că te omor! Doamne, ferește! Stai că dau telefon la poliție! Stai așa că dau telefon la poliție! Domnul Eugen! Doamna Felicia! Lasă telefonul, femeie, te rog frumos, sunt prietenul Eugen! Vrea să mă violeze! Alo? Poliția? Femeie, înțelege! Veniți repede, Pipera, că a prins un hoț! Pipera, la numărul 40! Da, vă aștept, mulțumesc! Femeie! Da, bă! Nu mișcă, stai că ți-arăt eu, că am sunat la poliție, vine poliția acuș. Da, tu nu înțelegi cine sunt prietenul lui Eugen, am venit să-mi chem afacere. Mă, stai mă acolo, că te omor! Doamne Dumnezeu! Stai acolo, n-auzi? Lasă pistolul jos, te rog frumos! Stai acolo! Nu vrei tu să mă lași încă puțin să mai dorm? Tu crezi că eu n-aș dormi și așa, știi cum am dormit aici, să mur, eu zici că am dormit dracu pe țimpi. Hai să aoleu, și ce chemam? Hai. Ce dracu fi puțin. Și uite așa, familia se reunește în bucătărie. Nicu, ce ai pățit? Ce ai cu tine? Uite și tu, cine e aici? Uite, să-mi dați-mi haită! Vino cu aia, vino cu aia! Ce-i pe de-acolo? Trăiești că v-au pus pe toți acuși! Cine? Vă urez! Cine ești? Eu cine sunt? Cine sunteți voi? Ce căutați în casă la doamna și la domnul? Noi suntem prietenii lui Felicia. Ce prieten? Care mi este? Stai liniștită, ce ești? Lasă-mă ca să ducă să pe Felicia, te rog frumos. Lasă că chem eu. Doamna Felicia. Felicia! Și voi de unde știți? V-ați informat? De unde știți numele lor? Suntem prietenii lor, înțelegeți? Femeie nebună, calm. Păi da, nu știu de niciun prieten. Cine e dimineața? Domnule, salvează-ne! Asta mă de dimineață. A prins, domnule, ce mi-a prins? Lasă pistolul ăsta jos. Domnule, ai mai pistolul ăsta. Lasă pe caval așa ceva, e normal, mă? Lidia, cum e normal să faci asta cu pistolul? Nu poți, doamnă, poți. Calmează-te, îmi pare rău că te-ai speriat, dar ce se întâmplă tu cu un pistol? Nu-mi vine să cred, Lidia. Doamna, că știți că am trecut, m-au prădat și mi-au furat televizorul și fierul de călcat și eu de atunci am... Păi și trebuie să apărezi cu un pistol, nu, pistolul de lucrurie, nu mă face nimeni. Lasă jos pistolul, cum? Îmi pare rău că te-ai speriat, dar sunt prietenii noștri, au venit aseară, nu mai... în siguranță, așa. Dar n-am avut timp să te anunțăm, Livia. Îmi pare rău că te-ai speriat. O luăm asta. Vreau să mă scuza, n-am știut că aveți musafiri. Nu e nicio problemă. Îmi pare rău că te-ai speriat. Îmi pare rău că ai intrat în panica asta. Nu știu ce să zic. Am auzit de poliție, de... Da, am sunat la poliție, am uitat să mă spun. Numai în casa asta se putea întâmpla așa ceva. Am sunat la poliție. Sună imediat înapoi și spune-le să nu mai vină. Sună-le înapoi, că se va la mână, știi și pe cine. Las-o, dragă, treabă. Am înțeles, sun acum. E 1-1. Menajera a egalat scorul. Vreo oră mai târziu, acțiunea se mută în baie și de această dată nepremeditat. O singură baie pentru două familii poate naște situații conflictuale. Doamne Dumnezeu, Eugen! Ce cauți aici? Calmează-te, te rog frumos, că ți-am crezut că ești Eugen! Mine, frumos, stai liniștită! Vai de mine, dar cum poți să dai cu buza peste mine în baia mea, în casa mea?
Eugen! Calmă, te rog frumos, calmează-te, am crezut că e Gianina, pur și simplu am crezut că e Gianina, nu mai țipa! Păi cum adică, ce nu te mai apropiat de mine, stai! Ce-i viața mea? Bă, ce cauți mai peste nevastă mea? Ce cauți mai aici? Am crezut că e Gianina, omule! Ce faci mai aici? Ce cauți mai aici? Ce cauți, omule, tu să știi, nu știi că nu suportă la cineva, cineva, cum dumneavoastră! Ce cauți mai aici, mă, ce cauți mai pe lângă aia? El a intrat pe tine. Așteaptă puțin. Și-a scos piciorul exact cum ți-l scot. Da, mi-a scos piciorul. Pe gleznă un pic, am pus un pic pe gleznă. Da, ce-ai pus în mână? Un omor. Un omor cu mâna mea. Explică-te. Cum ai pus mâna, mă? Ce-ai pus mâna, mă? Pa scândura aia ai pus, mă? Uite-mă, bulana mine, mă. Pa scândura aia ai pus mâna. Te omor cu mâna mea. Aduc poporul și-l omor. Nu, ce mă știu, că nu știu tot. Calmați-vă, oameni. Tu ești vinovat, tu ce cauți aici cu ea? Tu ești vinovat. Și am spus că am intrat să mă spăr pe dintre oameni buni. Nu te duci cu niciun topor, ce-ai nebunit? Vrei să te reiai? Cum mă sunt ghidat așa ceva, mă? Am crezut că ești tu, Eugen, am crezut că ești tu. Nu sunt crezut că sunt eu. Așa-te și tu, fotoriți-vă, dar. Băi, Eugen, ascultă-mă un pic. Asta e prea pompălău, ca să poată fac așa ceva la o scândură ca asta. Înțelege-mă, da? Care-i scândurile? Ia, nu l-am mai jignit-o pe mine. Nu putem să facem la casa. Nu, idiot! I-am pus pe jignit-o pe mine. Nu, i-am pus pe da? Cum haideți? Apară cu toți. Te rog frumos, te rog frumos. Ce-ai făcut la gura aia? Ce-i la tine? Ai făcut spune după ea? Am spus că m-am spălat pe dinții, ești femeie nebună, ce ai? Haide, ieși, te apară că vreau frumos. Bă, dar nu se poate chestiile astea, mă. Băi, violatorule, te-am primit în casa mea, băi. Tu ai văzut ceva? Nu, sunt tort, n-am văzut nimic. M-am dus să pun ochelarii. Eugen, ești prieten. M-am dus să pun ochelarii și așa i-a crezi așa. Ai terminat. M-am dus la pușcărie, dar tu ești mort. Tu ești vinovat. Nu mai pot trebuie de vorbit. Hai, ieși, te apară, vreau să mă închid. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Ieși, mă apară. Ieși, ieși din fața ochilor mei, să te mai văd în fața mea. Nu cu mult mai târziu, Monica și Cristi s-au întâlnit în living. O seară în urmă au ieșit împreună în oraș. N-ar fi prima oară, doar că de data asta au petrecut în doi. Foarte frumos astăzi îmbrăcat. Foarte simpat. Stai, gesturile astea acum. Dar ce ai pățit? Păi, ne văd ăștia în casă. E casa plină, nu tu e absolut... faci gesturi. Acum. Ei, nu e, sunt sus toți. Mamă, oprește-te că nu ne vede nimeni și dacă ne văd, nu am ce să ne fac. Nu, tu te vezi ce e în casă, nu acum, să lăsați să pătălească puțin și după aia. Serios? Da, serios. Ai niște ochi foarte frumoși. Mulțumesc. Mă, dar ce-i cu tine? Cum ce-i cu mine? Ieri m-ai salutat. Dar m-ați spus, uite ce e în casa asta, faci gesturi acum. Ieri de ce m-ai salutat? Că a fost o chestiune de moment, adică nu înseamnă că ați că sunt cu tine sau nu, nu a lucrat atât de serios acum, nu acum. Mm-hmm. E o joacă, de fapt. Nu, e nicio joacă, nu știu cum e, iau cum vrei. O iau cum vreau. Da, o cum vrei. Nu. De ce nu? Nu accept situația asta. Dar care o situație o accept? Fac lucrurile așa cum vreau eu. Ia și cum le fac. Ce faceți mai aici voi? Monica, ce e cu tine? A, tu vrei să stăm de vorbă. Tu vrei să o sun pe sora mea să-i spun ce faci tu la București? Dar stăm de vorbă, mătușa, nu făceam nimic. Eugene, ia comoară să vezi ce face aici, Monica. M-am împiedicat și m-a... Cum adică, bă, te-ai împiedicat? Eu am văzut că vă sărutați. Cum adică? Nu mai putea să respire și a trebuit să o ajut. Nu mai putea să respire. Vino cu acea să vezi ce face... Ce s-a întâmplat, dragă? Ce face nepoateta. Am surprins-o când se săruta cu... Nu, e chiar așa Cristi. Da. Ceva adevărat? Da. Da, cum da, este, dacă eu îți spun că este, este adevărat. Dai înapoi? Măi, ce mai? Serios, da, cum să faci așa ceva? O să te trimit la maică ta și nu să mai stai la București. Pentru ceea ce mi-ai făcut tu acum, să știi că m-ai supărat foarte tare. Foarte tare. Și tu, obrăznicătură, nu m-am așteptat la așa ceva de la tine, dar ai să vezi tu cum îmi schimb atitudinea față de tine dacă mă încolo. Serios? Da, pentru că ești un parvenit la mine în casă și trebuie să spun. Da, da, trebuie să-ți cunoști locul. Ce-i gălăgia asta aici? Ce s-a întâmplat? Yeah. Păi ce să se întâmple, dragă? I-am găsit sărutându-se. Care păcare, am avut ceva care, de parvenit? Ce se întâmplă? Hai puțin că nu înțeleg. Cine dragă? Tu știi cine e ea? Așa. Dușmanca noastră. Tu nu ai ce căuta cu ea. Nu e dușmanca mea. Ba da, mamă, este. Vezi, Monica. Tu nu ai ce căuta cu ea. Te-ai deci băgat în război ca un aliat slab. Ăsta este un război între noi.
Ce război? Ce discuții de copii? Eu și Cristina am sărutat, da, și... Mă, tu nu înțelegi că tu nu ai de ce să te sărut cu băiatul meu, deci de tu ai făcut pasul. De ce nu, dacă nu-i ne iubim? Deci tu ai făcut pasul greșit, da? Nu, ce ai eu, și l-ai încolțit pe băiatul meu? Cristina, sunt de acord. Măi, femeie, te rog frumos, mai ușor cu nepoată mea, da? Că sunt eu aici de față. Te rog frumos, și ăla-i băiatul meu. Și dacă e vina băiatului meu, răspund eu. Până la urmă, știi? Cristi, tu n-aveai cum să faci așa ceva. Mă, tu nu aveai cum să faci așa ceva. De unde veniți așa? Cum de unde? Păi am auzit gălăcie și n-ai auzit parte. E treaba mea ce fac eu cu fata asta. Da, este treaba mea și ale Cristi. Voi rezolvați o problemă cu banii ca să fim toți fericiți. Primăvara i-a deschis Feliciei apetitul pentru gimnastică. E o zi frumoasă, caldă și numai bună pentru stat la aer. Vremea aceasta îl îmbie și pe Nicu să iasă din casă. Cum poți să arăți atât de bine? Îmi place să fac sport, să mă întrețin. Orice femeie ar trebui să facă același lucru. Din punctul de vedere, crede-mă că este total diferit față de tine. De fapt, se vede cu ochiul liber, nu trebuie să mai spun eu nimic. Poți să stau un pic? Da? Bineînțeles. Da. Vreau să-mi țin puțin piciorul în spate. Stretch-ul ăsta nu prea reușesc. De partea mea. Da. Mersi. Vai, dar ce bine arăți. Ai un corp superb, superb, superb. Știi, în legătură cu faza de adinauri din baie, chiar vreau să stăm un pic de vorbă. Sincer, vreau să-mi cer iertare. Pur și simplu am crezut că este Gianina, deci... Am trecut peste. Te mai ajut dacă vrei? Te rog da, frumos? Un pic. Încă un stretch. Da? Vreau să mai fac, da. Mersi frumos. Ce corp superb ai. Eugen ar avea răbdare să mă ajute în procesul ăsta de întreținere al meu. De fapt, nici nu mă înțelege. Și de ce să nu continue o discuție atât de plăcută, căci au destul timp la dispoziție? Nu știu, în toți anii ăștia de când sunt cu Gianina, am trecut prin situații foarte diferite. Tot timpul vrea să acapareze orice situație, tot timpul este cu gura mare, tot timpul mă ține ca pe o marionetă. Crede-mă că m-am săturat de toanele astea imposibile ale ei. Nu știu, eu nu știu dacă ți-ai dat seama, sunt o persoană mult mai romantică. Încerc să las totul de la mine. Da, și asta am apreciat întotdeauna la tine. Chiar ți-ai dat seama de chestia asta? Da, mă gândeam așa ce minunat ar fi să am pe cineva așa romantic. Bine, nu neapărat... Te înțeleg, da. Mă refer așa în general, că ești, ai un caracter foarte plăcut pentru o femeie care știe ce vrea de la viață sau de la un bărbat. Mulțumesc. Și tu ești diferită. Ești altfel, ești chiar par și tu o persoană mult mai romantică. O persoană care cred că apreciază frumosul mult mai mult decât Gianina. Crede-mă că, sincer acum spun, dacă aș fi în locul lui, aș aprecia mult mai mult ceea ce faci și ceea ce, cum existi sau cum ești tu. Pentru că sunt sigur că nu apreciază absolut nimic la tine. Nicu și Felicia au cam îngropat securea războiului. S-au înțeles foarte bine dintotdeauna și dacă nu apărea această problemă cu banii, între ei ar fi rămas o frumoasă prietenie. Dar oare ce fac partenerii lor rămași în casă? Ce cauți în bucătărie? Asta fac de când am cunoscut-o pe Felicia. Cum de când ai cunoscut-o pe Felicia? Păi Felicia nu are ce căuta în bucătărie sau cum? Are embargo? Nu, mă, n-a învățat-o prost. Ea n-a gătit niciodată. Măi, ești copil, până gătit, adică ea stă la taclale cu fundul pe scaun și tu vii în mijlocul bucătăriei să gătești? Nu știe să gătească. Păi, și cum o să poți în așa? Asta a fost înțelegerea. Poate te la tine cum arăți. Deci nu știu, eu un bărbat ca tine în mijlocul bucătăriei n-am întâlnit. Îmi place ce fac. Și adică tu îi servești masa în permanență? Dar ea nu este ca tine, nu pot să o compar cu tine, mi-aș dori să fie ca tine. Mă uit la tine cum... Cât pui tu te uiți cât la mine. Suflet pui în tot dar ceea ce faci. Dar eu mă gândesc, cum tu, un bărbat în jocul bucătăriei? Că pămpălău meu n-ar veni frate să-i fac nimic. Nicu ar trebui să fie deci tare nu, fericit. N-ai liniștit frate, că ăla nu mă ajută cu nimic, că ăla niciodată, ăla să-i duc poftim la botul calului. Și Eugen cu Gianina au multe lucruri în comun. Bătălia pentru bani devine confuză. Taberele s-au cam amestecat. Aoleo, ce faceți mă acolo? Băi, mutați-mă și voi masa aia, mă, stați degeaba și burfiți, dați și voi masa aia de la soare, de dar acolo, de ce dragă băi. Să o mutăm? A, dragă, mut-o că mă doare capul, nu pot să stau acolo. Bă, dar nici atâta lucru, mă, nu va tăia capul ăla. Mutați-mă și voi dar masa aia. Dar ce are masa asta păi aici? Stau în mijlocul curții. Ce dracu, du-și tu mai încolo, nu la soare. Beligeranții s-au așezat la aceeași masă. Acesta poate fi un pas uriaș către împăcare, sau poate nu. Mă servești pe mine cu salată. Dar tu nu poți să servești? Dar chiar n-ai făcut nimic toată ziua. Bine, dragă. Da?
Nicu, ce aștepți? Adică ce vrei să... Te rog frumos, servește-mă și pe mine. Poți să-mi tai și mie un pic de acolo? Că nu pot. Deci eu toată ziua de azi dimineața am stat numai în bucătărie. Hai, mă, Nicule, că mi-e foame. Bine, dragă, bine. Și cum ai stat lângă Nicu, ai putea sta lângă mine. Bine, dragă, o să stau și lângă tine. Poftine de ajuns? Mulțumesc frumos. Dacă nu o să fie de ajuns... Nu, nu-i de ajuns. Mai îmi pui, asta este mai o problemă. Hai să-mi pui și eu cu ocazia asta. Te rog. Și să-mi spui și dacă îți place, da? Iubire, să ai poftă, da? Mulțumesc. Să ai poftă. Da, poftă mare. Mulțumesc. Poftă mare. Poftă mare, Nicu. Mulțumesc la fel. Cum e? Acceptabil. Da? Mm-hmm. Deci, îți place, nu? Da, ai... se putea și mai bine, dar mă rog. Mă, tu nu o să mulțumesc cu femeia gospodină pe care o ai? Tu nimica nu-ți convine. Nu am spus că nu-mi convine, pur și simplu am spus că este ok. Cât de bine puteam să mai dau un pui ăsta, ce vrei să-i fac? Eu cred că e suficient, nu? Uite, ți se topește lingua. Măi, Nicule, eu tind să-i dau dreptate soției tale. O femeie trebuie să fie în primul rând gospodină, mă. Adică ce vrei să spui? O cunoști mai bine decât mine? Eu nu știu eu cum este soția mea sau ce vrei să insinuezi? Am văzut acum cum este. Și cred că tu nu știi să apreciezi de fapt ce e lângă tine. Extraordinar, mă, Eugen, de când... Stai puțin, că n-am înțeles fază. Nu știu să o apreciez, o apreciez mai mult decât o apreciez sau... Ce vrei să spui cu asta? Deja eu m-am săturat. Hai să mă dau de orice. Puteți să fost foarte repede. Mi-a picat greu la stomac. Altă discuție, altă... Livia! Atâta cam așa e. Deci... Gata. Se spune că oamenii la nevoie se cunosc, în cazul nostru la greu. Doar că această descoperire ar putea să destabilizeze pentru moment părțile combatante. Lidia, aici nu mai pot să de mâncare. Vino, te rog frumos, și ia și mie farfuria, începe tu de aici. Rău. Nu are cum să vă servească la fel cum ne servește pe noi, da? Să facă lucruri pe care tu le ceri, dar din cât noi o plătim. Vino un pic încoace. Vreau și eu să vorbesc ceva cu tine. Livia, ascultă-mă un pic. Ia vino, spune și mie, ce salarii îți dau? Nu prea, cam, nu, doamnă, vreo 12 milioane. Doar atât? Da, nu, dragă, doar atât? Adică cum? A, Lidia, ia vino puțin, vino puțin, auzi, nu te poate așa pic, ceva. Te rog frumos, că eu am chemat-o, da? Lasă-mă să am și o discuție cu ea, da? Vreau și eu să vorbesc cu ea. Lidia, tu ești mulțumită de ceea ce îți oferim noi? Un pic mai mult dacă s-ar Livia, putea... ia vino un pic, vino, te rog frumos, vino încoace, vino încoa la mine să vorbești tu cu mine aici. Vino, te rog frumos. Extraordinar. Mi se pare corect. Ascultă un pic, uite, vreau să fac un târg cu tine. Îți dau eu mai mult cu 300. Ești mulțumită? Adică cum, dragă? 300 de lei, 3 milioane, crezi că da? Compensează? Da, da, eu zic că da. 12 da. Care îi le dau noi? Ia zi, ești și să te servească la fel cum ne servește pe noi, nu? Bineînțeles. Da. Bineînțeles, deci ai fi mulțumită. Livia, vină puțin, da? Nu se poate, nu se poate, deci nu, până aici mi-a ajuns. Păi așa un pic, deci te rog eu frumos. Ce faci, drag? Eu, de ce mâine încolo, am să-ți dau 16 milioane. 16 milioane? Da, 16 milioane, da. Mulțumesc frumos. Livia, da, Livia, te rog frumos, vină încoace la mine, că am de vorbit cu tine. Păi pleci așa, vină încoace. Datorită nouă, ai ajuns să ai un job la vârsta ta, da? Dacă nu ai unde să dormi, poți să vii să dormi când nu ai unde să dormi. Deci nu uita lucrurile care le-am făcut pentru tine, da? Deci te rog eu frumos. Silvia, eu n-am de ce să te 25 de milioane o să-ți dau, da? De mâine încolo, dar numai pe noi ne vei servi și pe ei îi vei ignora complet. Deci de acum încolo nu mai vreau să mai ai nimic de a face cu ei. Da, da? Sigur. Am spus... Gata cu discuțiile. Vino încă la mine. Îți fac 15 milioane în salariu și strângi masa la toată lumea. Da, domnule Eugen. E trecut de miezul nopții. De când a venit în casă, de gura soției, Nicu nu s-a mai odihnit. Nu e chiar ușor să dormi pe jos într-o casă în care nu ești binevenit. Pentru noi. Da, pentru noi. Vreau să spun că principalul motiv pentru care nu am somn cred că este cu totul și cu totul altul. Cred că nu este legat de bani absolut deloc. Cred că este mâna destinului. Pentru că eu sunt hotărât să renunț la viața care am avut-o până acum, dacă și tu ești de acord cu mine. Un singur lucru vreau să spun. Îmi place tot ceea ce îmi spui, pentru că și eu simt același lucru. Dar asta nu înseamnă că să fiu amanta cuiva.
Nici eu nu vreau da, să am amantă, nu vreau să... Deci vreau pur și simplu să renunț la viața mea pe care am avut-o searbă de până acum, deci fără pic de iubire și, nu știu, să construiesc altceva, alt univers. Nu știu, alături de o persoană pentru care simt extrem, extrem de mult. Sunt fericit, pur și simplu sunt fericit. Și eu sunt. A doua zi, fără să știe cum și-a petrecut soția lui seara, Eugen are parte de o surpriză. Hei, 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 Janina, ce-i cu tine? Șt, lasă-mă. Ce-i cu tine acasă? Ce vrei să faci? Am o treabă. Ce-i mă cu tine? Cum ce-i cu mine, Eugen? Ce-i cu tine? Ce-i cu mine? Ce-i cu tine? Tu n-ai idee de când te doresc pe tine. De ce îmi pui întrebările astea? Ești nebun. Spune-mi că nu mă dorești. Spune-mi că nu mă vrei. Cum ce-i cu mine? Cum? Tu n-ai simțit nevoia să mă atingi. Tu n-ai simțit nevoia că mă vrei. Spune, vorbește. Mă vrei? Mă vrei? Când mă vrei? Cât mai așteptai să fac chestia asta? Cât mai așteptai? Zi-mă, vrei? Nu vine să cred. Mă dorești? Ce nu-ți vine să crezi? De când aștept clipa asta? De când? De când, Eugen? De când uimește? De când te-ai mutat în casa asta? Pe bune? Pe bune? Ce faci? Ce crezi tu că pot să fac? Janina, e bine și ce faci? Și hai mai repede că nu mai arată. Janina! Nu mai arată. Și așa avem o situație complicată. Termină! Acum ai înțeles chestia asta? Acum ai înțeles, ai dat seama? De ce faci asta? Mă interesează, cum, de ce? Mă mai și întreb de ce? De ce mă întreb chestiile astea, Eugen? Ah, Doamne, cât am ajutat la clipa asta? Nu mă înțelegi. Eu de-aia m-am mutat la tine. De-aia m-am mutat la tine, că te-am dorit, da? Crezi că pe mine m-a interesat banii? Crezi că pe mine m-a interesat banii? Nu sunt adepta la bani. A fost doar o minciună. Am vrut să fiu numai lângă tine. Da? Am vrut să fiu, da? Nu știu dacă tu te-ai dorit chestiile astea. Nu știu. Nicu și Felicia s-au retras în camera Monicăi pentru câteva minute de iubire. Credeau că fata va lipsi mai mult, dar și ea are o întâlnire. Crede-mă că nici nu pot să mai exprim ceea ce simt acum. Ești cea mai frumoasă femeie din lume. Simt pentru tine ceea ce n-a simțit pentru nimeni în viața asta. Și eu la fel pentru tine. Ce se aude? Cred că a venit Monica. Hai repede să acum? Ne răspundem. Haide! Toate bune și frumoase. Monica are tot dreptul să-și aducă iubitul în cameră. Ce este? Camera mea, ce se face? Așa, cu prințese și sirene. Da, și eu nu sunt o prințesă. Ba da, da. Nu prea e pe gustul. A rămas așa de când eram mică și... Și... Și? N-am venit să vorbim despre camera mea. Corect. Nu? Am venit pentru alte lucruri mai importante. Doar pentru alte lucruri mai importante. Hai să dansăm, vrei? Sigur. Haide. Așa, fără muzică, cântăm tu. Fără muzică? Sau cântăm tu? Vrei să-ți cânt, eu știi că n-am voce. Haide, ai voce acum pentru mine, hai. Vrei să spargem geamul? Bine, atunci ce vrei mai mult sau ce? Ce vreau? Uh-huh. Ce poți să îmi oferi? Nu știu, depinde și de tine. De mine depinde? Da. Ce depinde de mine? Păi, dacă mă convingi. Eu trebuie să te conving. Da, da. Trebuie să fii convinsă, te lași greu. Da, mă las greu. Mie îmi plac femeile care se lasă greu. Când da, se lasă să fac ce vreau eu. Tu trebuie să insisti. Eu trebuie să insist. Da. Am tot insistat până acum. Și mai trebuie și asta e momentul în care tu ai acceptat. Da. Și tot eu vrei să insist. Da. Așa. Arăți foarte bine. Da, mulțumesc. Întotdeauna m-a arătat. Întotdeauna? Da. Femeie încrezătoare. Da. Îmi place asta. Și? Atât? Păi vină lângă mine. Să vin lângă tine? Sigur. De ce te-ai oprit? Mai vrei? Mhm. Păi atunci. Opa. Ia. Hai, bărbate, unde ești? Nicu? Felicia a scăpat ca prin urechile acului. Vocea Janinei i-a stricat cheful Monicăi. Tinerii au ieșit din cameră și adulții imediat în urma lor, fără să fie văzuți. E seară, familia extinsă e la televizor. Războiul nervilor continuă. Felicia, dă și tu pe meci. Ce meci, dragă? E meci. Dă și tu, că uite mai un pic și încet. Nu ești bărbat să vezi meciuri. Am filmul meu pe Național TV, trebuie să-l urmăresc. Nu mai fi așa rea, dă și tu să vedem. Cum și noi meciuri. Sunt rea? În casa mea, la televizorul meu, îmi spui tu mie la ce să mă uit.
Bă, dar arată ei mai puneți, făcut. Puneți pofta da, mă, că suntem nu prieteni bărba, cu toții aici, stau la extraordinar, la numai bărbații. Dar de când până când se uită numai bărbați? Pentru că bărbații sunt microbiști. Ce este așa de dar sunt și eu microbistă, care e problema? Ai, dar ce te transform pe tine? Ai, mă, fii serioasă, chiar uite, mă, ce tupeu are. Extraordinar, dar ce dragă, ai venit acum să-mi dai și comenzi. Du-te în camera ta și uite-te la meci. Ce și nu mă interesează pe mine la ce te uiți ce tu. Ce vorbești, măi? Nici nu trebuie să știu. Deja m-am săturat hai, de tine. Hai, ce-o cu mic, că dacă nu vă iau televizorul ăsta și îl vând, da? Peu, ce iau tu, plasma peu, și o vând. Ce să facă? E pe banii ce mei. Să facă? Ați cumpărat pe banii cu mei. Cu amărâții tăi de bani, tu ai impresia că am făcut o casă ca asta. Cu amărâții mei de bani ați făcut Dita mai vila, da? Cu amărâții mei de bani. Extraordinar, te rog frumos, încetează. A, dragă, lasă-mă pace. Încetează, te rog frumos și până la urmă să știi că și eu vreau să mă uit la meci. Te rog frumos să-mi te recomandă. Hai mă, ce faci? Măricule, tu ești bărbat, mă, tu de când ești la telenovele? De uite că mă mai uit. Ele microbiți, mergeam amândoi la stadion. Dar ce-i cu dragă cu gusturile omului? Poate îmi vrea să urmăresc un film. Care e problema? Oamenii se mai schimbă, să știm. Te rog frumos, schimbă-l. Nu vreau. Te rog frumos, schimbă-l. Eu o să mă duc cu Ferice la serial, pentru că așa vrem noi. Te rog frumos, dă-l la meci, că vreau să văd meciul, da? Păi, eu stau și mă uit la tine cât tupeu ai. Deci tu nu poți să faci legea în casa mea. Eu sunt stăpân aici. Cine? Eu am spus. Aoleo, ce să spun? Ci că tu ai impresia că tu ai dictat să-mi faci mie regulile? Da. În casă? Da. De ce nu? Extraordinar. Până nu plătești datoria față de mine, așa am să fac în casa ta. Ce vorbești, dragă? Ce vorbești, dragă? Vă rog frumos să încetați. Dă-l la meci. Nu dă-l la niciun meci. Gata, am găsit o soluție. Am găsit soluția. Hai să facem două tabere, da? Bun. Cei care vor să uite la mesă, vin aici, te rog frumos. Hai, te rog frumos. Ce mai uite. Hai, ridică-te puțin. Stai acolo lângă ea. Stai acolo lângă ea și eu o să stau aici împreună cu a ta soție să ne uităm și noi la serial. Nu, dragă, te rog frumos, dă-l la meci. Băi, dă-l la meci, tu n-am auzit că vreau să văd meciul. Crede-mă că mi-a ajuns cuțitul la os, m-a săturat de să te aud în fiecare zi urlând, să te aud în fiecare zi zbierând. Și ce dacă? Etena, ai și gura, dacă nu crede-mă că m-ai nevoit data amar de vreme. Pur și simplu mi-a ajuns cuțitul la os. Crede-mă că nu mai pot să te mai suport. Nu mai mă suport. Ești o nebună. Pe bune? Da, ești o nebună. Nu mă mai suport? Exact, ăsta e cuvântul. Până că nu mai mă suport tu pe mine. De foarte mult timp, dar crede-mă, acum nu mai pur și simplu nu pot să mă mai stăpânesc. Care e problema ta cu nesuportatul? Mi-a ajuns cuțitul la os, crede-mă. Da? E află că și mie mi-a ajuns, Nicule. Cuțitul la os. Așa și? Ce propui? Vrei să te uimesc? Da, hai să vedem dacă mai ești în stare. Da? Da. Stai jos, Nicule, să nu cumva să cazi în cap. Am un amant. Da, am un amant. Tu? Eu? Tu amant? Da. De nu ce știu, nu cine ar fi avea? În stare? Cine ar fi în stare să suporte măcar o zi? Sau stai zi? Jos, Nicule, să nu cazi. Spune. Eugen. Cine? Eugen. Ce mă? Doamne Dumnezeule, nu știu să cred. Ce mă? Da? Ai auzit? Păi tu m-ai înșelat cu fufa asta, mă? Ce fufa? Da, dragă, stai la liniște. Pe mine, mă? Cu gaita prietelor, mă? Mă, cine e fufa? M-ai fufa-t-o. Cine e fufa? Tu mie mi-ai făcut lucrul ăsta. Ai auzit foarte bine. Tu pe mine m-ai înșelat? Pe tine. Cu cine mă păduri? Eugen, tu, prietenul meu? Băi, cum mă păduri? Cum ai, nu știu, cum ai putut să faci chestia asta? De când până când scos tu mama păduri? Păi normal, dragă, că tu nebunești omul, tu cine a zis mă așa ceva? Cine a zis mă? La ce gura ai și la ce te manifesti? Uite-te mă la tine cum arăți, uite-te la tine. Băi, măcar dacă mă înșelai, cineva mai presus decât mine. Mai extraordinar. Mai ca lume, mai cu gura mică. Știi ceva, gata. M-am săturat de ifosele tale. M-am săturat de figurile tale. Nu, m-am săturat eu de tine. Și hai să-ți dau pe eu. Care le ai. Hai să-ți dau eu o veste foarte bucurătoare pentru voi, așa un cuplu de borbei. Și eu sunt. Ce? Exact, așa cum ai auzit. Poftim? Ce ați auzit? Da. Poftim? Și noi suntem împreună. Și foarte fericiți. De când ești tu cu Nicu Mbreanu? De când ești tu cu ea împreună. Băi, Nicule, ce înseamnă asta? Băi, Nicule, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Ai venit în casa mea, mi-ai luat banii acum, mi-ai luat și cu nevastă. Ce înseamnă asta? E pentru voi, s-a deschis drumul pentru... Băi, fata, tu ai nebunit. Băi, ce prietenă mi-ești tu mie? Așa cum mi-ai dovedit tu mie prietenia, suntem fericiți împreună. Fostul ei! Da, veți în pic te-ai mi-ai luat bărbatul! De când până când chestiile astea? Să-ți fie rușine! Ce vrei? Ce ești? Eu propun
să ne mutăm pur și simplu, să mergem la apartamentul meu, să-i lăsăm aici și să nu mai... Da, exact cum ai auzit. La apartamentul meu? În apartamentul meu, deja, începând din secunda asta, nu mai este apartamentul meu. Da, de ce ai apartamentul meu? Niciodată. Sunt banii mei băgați în apartamentul, n-ai ce căuta la apartamentul ăla, da? Am muncit o viață întreagă. Deci, din momentul ăsta, nu mai există apartamentul tău. Ești de acord să ne mutăm? Sunt de acord, sunt de acord, pentru că nu merită. Este singura soluție, crede-mă că ne-a ajuns. Nu mai suport, mă doare. La revedere și drum bun. Secretele au ieșit la iveală. Ce poate face din om un film bun pe care e obligat să-l rateze? Gianina și-a umilit soțul, Felicia i-a plătit-o. Războiul nu s-a încheiat, dar taberele s-au reorganizat. Dă-mi voi stașul, dragă. Vreau să vorbesc ceva cu tine, Eugen. Tu cu mine? Da. În primul rând vreau să te anunț că de azi încolo suntem divorțați. Da? Nu mai avem nimic unul cu altul. Divorțați, da? Și în al doilea rând, să faci bine, nu mă interesează cum și de unde și în ce fel, să-i dai banii lui Nicu. Poftim? Datoria de 15.000 de euro, care o ai să o dai de 3 ani de zile, da? Măi, Felicia, uite cum stau lucrurile. Tu pleci din casa asta și mă lași pe mine cu toate datoriile. Eu am păi bănci, tu mi-ai avut. Da? Eu am firma cu datorii. Și dacă eu eram probleme, în casa asta, am rate la casă, nu vezi nimic. Ia stai un pic, Eugen. Stai un pic. Stai puțin. Când am plecat eu din casă, Nicu mi-a zis așa. N-am nevoie de niciun ban. De unde până unde ai intervenit tu cu ideea asta că tu vrei bani de la noi? Să știi că m-am gândit foarte bine, Gianina. Banii ăia, 15.000 de euro, sunt banii munciți de mine. Sunt banii munciți de mine. Poftim? Și cred că este timpul să pot să-i recuperez, pentru că am acum lângă cine să-i cheltui, să știi. Îmi pare rău. Și eu am acum lângă cine să-i cheltui, da? Sunt banii pe care Eugen mi-i datorează. Prietene. Te rog frumos, îți dau maxim o lună să-mi dai banii înapoi. Da. Prietene. Este termenul limită, să știi. După o lună de zile, hai mă, dați drumul de aici, lăsați-mă în pace cu banii voștri, Nicule! Tu cu gura ta ai zis, nu ne mai cere bani! Subiectul ăsta este încheiat. Atunci, să știi că banii nu o să scape așa ușor. Banii o să mi-i dai înapoi. Hai să mergem. Am înțeles. Lasă-mă în pace, că mai vorbim. Cum vine așa se duc. Mai vorbim. Nu o să mai vorbim. Da, da. Pa, adio de drumul vostru, vedeți cum vă duce și aici să nu vă mai întoarceți, da? O să fim fericiți. Și adio gândul de la bani. Niciodată. Nicu a plecat cu Felicia, încrezător într-o viață nouă. Eugen a rămas cu Gianina, ceva mai deranjat. Lovitura decisivă s-a întors împotriva lor. Să mă mut de aici. Tu nu ai cum să faci chestia asta. Tu nu ai cum să o lași pe mama aici. Tu nu ai cum. E camera destul de mare, e o casă mare, e o vilă, mamă. Tu nu faci asta. Tu trebuie să rămâi lângă mama ta. Ascultă-mă, Cristi. Mama nu-ți vrea rău. Facem rost de bani și mama te ajută din toate punctele de vedere cu bani. Știu, tu asta dorești bani. Și până la urmă o să fie bine, o să fie bine. Ascultați-mă. Bine, mă, hai că fie, până la urmă nu plec. Așa, mamă, mă bucur, da, mult, mă bucur. Trebuie să stai de vorbă cu tata. Trebuie să discuți cu el. Ascultă-mă, hai zici că ești copil, ce-i rău? Hai zi, tactul. Trebuie să discutați ca niște adulți, da? În primul rând, să știți încotro vă îndreptați și ce consecințe o să aibă asupra mea. Mama. Deci, mama, trebuie să înțelegi, da? Trebuie să... Tu ești al meu, tu vei rămâne aici cu mama ta. Deci eu la tactul n-am de ce mai mă întorc. Nu, trebuie să înțelegi situația, da? Ascultă-mă, da? Faci asta pentru mama ta. Da. Sunt cel mai fericit om din lume. Mă simt extraordinar de bine. Dar și tu poți să rămâi. Eu acum am dat seama cât rău îmi provoca mie Felicia. Din cauza ei aveam stările aia și migrene și palpitații și, tensiunea crescută. Acum sunt fericit. Monica, încercați și voi să rămâneți cu noi. Te rog frumos să mă înțelegi. Măcar pentru o perioadă, să vedeți că o să vă fie bine. De ce să faceți voi un pas greșit? Mă, putem să încercăm. Încercați și voi o perioadă de timp și atunci o să vedeți că totul va fi ok și nu o să mai plecați. Bine. Hai, fă asta pentru mine. Bine. Bine. E prima noapte alături de noul ei iubit. Gianina a scăpat de comoditatea fostului soț și s-a refugiat în brațele amantului. Gianina, ce-i cu tine? Gianina, ce-i cu tine? Lasă-mă în pace! Ce s-a întâmplat? Am fost o proastă! Poftim? Am fost o proastă! Fac sex cu tine și te întorci cu spatele la mine. Normal că n-ai simțit nimica pentru mine. Hai mă, termină cu prostiile. Da, bine că mă termin acum. Doamne, cât de proastă am fost.
De ce ai făcut asta? Ca pe ce m-ai folosit? Ca pe un obiect? Ce ai vrut până la urmă de la mine? Ce ai vrut? Nu m-ai întreba. Doamne, ce proastă am fost. Vreau înapoi la Nicu. Ăla știa să mă atingă, știa să mă mângâie, știa să mă iubească. Nu se întorcea cu fruntul la mine. Cum ai făcut tu? Ai fost un prefăcut. Nu mai vorbi prostii, mă. Te rog eu frumos, nimic. Termină cu prostiile astea. Ți-ai bătut joc de mine. Hai mă, Gianina, mă las un culo de treabă. Nu te mai plac, nu te mai vreau. Băi... Zic, ce-ai simțit când ai făcut dragoste cu mine? Ce-ai simțit? Drept să spun. Zi. Și eu m-am gândit la Felicia. Prostule ce ești! Ce-ai făcut? Te-ai gândit, făceai dragoste și sex cu mine, te-ai gândit la Felicia? Hă? Mă vrei să te mint? Nu se poate, tu chiar ți-ai bătut joc de mine! Tu chiar ți-ai bătut joc de mine, Eugene! Mă, uite-te la mine, tu vorbești serios? Mă, tu vorbești serios? Da, dragă, da, vorbesc serios. Adică cum ce-am fost eu în fața ta? Un obiect? Tu n-ai bine de treabă. Un obiect? Nu, 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 mă întorc înapoi la Nicu, vreau acasă, la soțul meu. Doamne, cât de proastă am fost, nu se poate. Gata, gata, încetează, vină încoace, vină încoace, vină încoace. Gianina, termină! Am făcut una ca asta! Gianina, potolește-te! Dar mă duce acasă la Nicu! Eu vreau să plec! Te potolești? Da! A doua zi, Nicu se bucură din plin de noua lui viață. Spre deosebire de fosta lui soție, el nu s-a gândit nicio clipă la ea de când e cu Felicia. Totul merge după cum spera. Ce faci, iubita? M-am trezit. Mă duc să fac o cafeluță. Hai, te rog, mai stai puțin. Vreau să mai stai puțin. Vreau să mă duc să fac siesta, să mă spăl pe loc, pe dinți. Crede-mă că, nu știu, am rămas cu mirosul pielii tale de primăvară, încât aș dori să stai lângă mine ore, ore și ore în șir de acum înainte. Și eu te iubesc, dar vreau să beau o cafeluță. Bine, uite, pentru femeia care mă face fericit, eu o să fac o cafeluță perfectă. Ok? Haide, da. Bine. Dis de dimineață, Gianina s-a îmbrăcat și l-a implorat pe Eugen să o aducă acasă, acasă la ea, la fostul ei soț. Cum facem? Intru tu. Intru eu? Cum să intru eu? Mă fac de râs în fața noastră. Te faci de râs? Cum să te faci? Păi tu și eu mă fac de râs. Cum poți să te faci? Tu și femeie, tu te descurci mai bine, te văd pe tine cum faci. Nu, ia ascultă cum faci. Nu te rog frumos. Nu, Eugen, ascultă-mă că nu mă duc eu să mă fac de râs în fața voastră. Da? Uite cum faci. Mă ia tensiunea, mă ia inima, intră tu să te văd pe tine cum reacționezi, mă cam pur, mă știu și eu ce să zic. Acum te ia inima și când am făcut dragoste, nu te-a mai luat inima, n-ai avut nimic și acum te ia inima. Băi, pentru numele lui Dumnezeu, eu nu intru primul, să fie clar. Dar știi, curând mai țipa la mine așa. Intru primul, femeie. Intri. Ori intri prima, ori intrăm amândoi. Bine, intrăm amândoi. Punct. Dacă nu te mai aud că mai te doare inima sau mă rog ce, da? Nu până aici. Intrăm amândoi, clar? Am înțeles, gata. Hai, hai, acum, da? Intră tu. Dacă o fie dezbrăcat, mă ia tensiune. Și Eugen regretă mișcarea. Regretul stă în firea omenească, ca și greșeala. Bine dispunerea asta interioară care o am acum. Te simte. Deci chiar la mine ajunge sentimentul tău 100%. Da. Mă bucur că ne-am cunoscut și cred că de acum acolo, nu știu, am stat și m-am gândit toată noaptea, mă rog, toată noaptea, cât am putut să mă gândesc, la ce am putea trăi împreună, la câte planuri, câte vise, câte, nu știu, cred că putem face foarte, foarte mult împreună. Pentru că, într-adevăr, știu ce înseamnă să iubești pe cineva. Cei doi amorezi nu știu ce așteaptă. O cafeluță tare și o companie adorabilă e tot ce le trebuie în această dimineață. Dar destinul nu și-a spus ultimul cuvânt. Hey, stai puțin, că n-am înțeles. Ce că mai căutați voi aici? Te salut, Nicule. Bună. Salut! Bună! Da, mă aștept o explicație. Așteptăm, de fapt, o explicație. Nicu, e și casa mea. A ta, în momentul în care ai luat o hotărâre, am luat împreună hotărâre, am dreptate? Ai dreptate. Nicu, înseamnă că totul este... Nu, dar nu mai, n-am de ce să mai stau. Te rog eu frumos, în numele prieteniei pe care am avut-o, trebuie să purtăm o discuție lămuritoare. Poftim, spune, vă ascultăm. Aș vrea să discut personal cu Felicia. Și eu, Nicule, cu tine. Se poate? E foarte crezi important că mai avem ce discuta? Crezi da, că mai există? Rău? Trebuie să lămurim lucrurile. Nicu, te hai, te rog frumos, fă lucrul ăsta pentru mine. Așa. Doar știi bine. Că suntem prieteni de-a ta timp. Bine, 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 bine. Să zicem. Să zicem că înțelegi și situația asta este pe ultima oră. Să știți cale de împăcare nu mai există. Eu sunt fericit. Nicule, te rog eu frumos. Lămurim. Vreau să vorbesc cu nevastă mea. Eu așa zic. Lămurim. Bine, 5 minute nu mai mult. Vă rog frumos. Felicia și Nicu au acceptat începerea negocierilor. Sunt îndeajuns de siguri unul de celălalt. Ce faci, bine?
Cum ai simți iubirea ta? Felicia, lasă-mă să spun. Eugen. Am făcut o mare prostie. Am făcut o mare prostie. Sunt cel mai prost bărbat din lume. Numai când după ce am plecat mi-am dat seama cât am pierdut. Tu nu știi cât reprezinți pentru mine. Numai acum mi-am dat seama cât de mult te iubesc și cât de mult îmi doresc să fim împreună. Am făcut o greșeală, am făcut o greșeală stupidă. E prea târziu, Eugen. Cum poți să spui una ca asta că e prea târziu? Pentru că este... Ia-o și tu ca pe o aventură, nu se poate așa ceva. Amândoi am greșit. Eu, dacă tu nu făceai pasul, eu niciodată, Eugen, nu-mi trecea prin cap să fac așa ceva. Și acum nu am aceeași, nu împărtășesc aceeași părere ca și tine. Să ne reîntoarcem la ce a fost. Pentru că eu sunt fericită, eu mă simt bine în situația în care sunt. Eu îl iubesc pe Nicu. Cum poți să spui așa ceva? Cum poți să ștergi cu buretele atâția ani? Cum poți să treci peste sentimentele pe care le am pentru tine? Nu se poate. Mă ia inima, mi-e rău. Cum poți să-mi faci una ca asta? Vreau să fim împreună, vreau să o creștem pe Monica împreună, vreau să avem grijă de nepoata noastră, vreau să fim un cuplu. E prea târziu. Nu poți să spui una ca asta. E prea târziu, Eugen. Felicia e fermă. Nu vrea să se întoarcă la fostul ei soț. El a fost cauza, iar efectul o face fericită. Să vedem acum ce șanse are Gianina. Ia zi, tu mă mai iubești? Știi foarte bine ce simt pentru tine. Nu pot uita anii petrecuți împreună, dar vreau să rămânem prieteni. Nu, Nicu, eu te iubesc. Tu ești bărbatul vieții mele. De ce nu vrei să mă înțelegi? Cât de rea am fost eu cu tine? Hai, te rog. Te rog, fă asta pentru mine. Hotărârea este luată. Dacă vrei nu, să rămânem prieteni... Nu facem una ca asta. De ce? Cu ce ți-am greșit eu ție? Tu n-auzi că te iubesc? Tu ești pentru mine, tu ești viața mea. Pentru mine, Eugen, nu înseamnă nimic. Nimic. E un pămpălău, un papă lapte. Ce vrei să spun? E un prefăcut, se preface, că doare, că cârcă măr. Nu-mi convine de el. Tu ești altfel. Tu ai fost bărbatul meu. Bravo, hai. Gianina, mulțumesc. Hai, până la urmă ai luat o decizie? Da sau nu? Știi foarte bine care e decizia mea și cu asta am terminat. Dacă vrei, rămânem prieteni. Restul nu mai are rost. Nu, acum pe cuvântul meu. Chiar exagerez, da? Deci eu ți-am pus eu o întrebare, tu trebuie să-mi dai mie un răspuns. Da? Știi foarte bine că răspunsul a fost nu de la început. Nu știu de ce mai insiști. Bine, dacă tu așa vrei, așa facem. Deci, ascultă aici. Te ascult. Tu și cu Felicia ta, de la mine nu o să vedeți niciun ban. Ha, tu crezi că mai am nevoie de vreun ban eu? Sunt fericit așa cu cine sunt acum. Auzi, chiar nu mai am nevoie. Noi nu putem să ne refacem o viață? Să fim împreună? Un cuplu fericit? Sanchi, numai ei pot să fie fericiți. Și fără bani. E, nu o să fii fericit și cu bani, da? Îți convine sau nu-ți convine? Ai fost al meu, dar nu mai ești. La revedere. Ha, asta să o crezi tu, că de dorit tu mă mai dorești. Hai, drag. Nu mai am nevoie de nimic. Pa. Sunteți liberi. Fiți fericiți de acum încolo. Nu mă interesează. Eugen și Gianina s-au întors acasă împreună. Eugen știe cum gândește amanta lui despre el, dar ce-ar mai putea face? Ce ai? Ce ești abătut așa? Cum nu știi? Nu. Ai memorie scurtă? Uiți ce ai spus? A, stai mai Eugen, dacă o iei la... ce s-a întâmplat acasă, în apartament, stai mă, că tu n-ai înțeles nimic. Pe bune, deci ce, tu crezi că între mine și Nicu mai poate să fie ceva? Nu, te înșeli amarnic, Eugen, eu nu mai fac pasul ăsta și prostia asta. Te rog să mă înțelegi, deci pentru mine Nicu e un papleacă. Deci eu nu am cum să mă mai întorc la Nicu. Nu asta am auzit? Ești culmea, pe bune. Pe bune, deci tu sigur n-ai auzit. Deci nu, din punctul de vedere tu n-ai înțeles. Oric ai auzit, dar poate nu ai știut ca să legi anumite chestii ceea ce am spus eu. Uite, vrei să spun ceva? Da. Vrei să spun ceva? Deci, sincer. Sincer. Tu ești mai bun decât Nicu de mii de ori. Ce pot să spun mai mult de atât? Gianina a dat cu piciorul unui bărbat bun și s-a ales cu un ipohondru. Eugen a părăsit o femeie cu minte, s-a ales cu una guralivă. Atmosfera din casă nu e deloc relaxată. Și ăștia unde plec? Ce faceți? Sincerați? Mhm. Închile, avem să spunem ceva. Ia spune. Mie și Lucrezi nu prea priește atmosfera din casa asta și am vrea să ne mutăm. Te? Cu mătușa Felicia. Mă, ce aveți? Unde? Cu mătușa Felicia și cu... Mă, ce ăștia? Măi, Cristi, eu sunt mama ta, deci nu poți să faci mie una ca asta. Cum adică să pleci? Măi, omule, tu n-ai cum să pleci din casă. Păi eu sunt mama ta, Cristi. Pe mine cui mă lași? Eu pentru ce m-am zbătut atâția ani? Pentru cine am muncit eu atâția ani? Mă lași lui Eugen?
Nu, nu, pe cuvântul meu, tu ești chiar culmea, copile. Mama. Deci, pe cuvântul meu, am făcut eu ceva greșit față de tine? Ai tu să-mi dai bani? Pe bună, tu nu mai bani. Vezi că e o situație mai dificilă, nu am acum momentan bani. Serios? Dar tu de ce ai venit aici? Pentru că eu m-am cuplat cu Eugen. De asta ai venit tu, ca să te cuplezi de la început cu Eugen. Da, mamă. Că a fost o parte. Casa a fost o parte pentru bani. Puțin, asta nu-i treaba ta. Vreau să discut și eu cu nepoata mea. Te rog. Ai de gând să pleci din casa asta? Da, unchiule, mi se pare corect. Dacă mătușa a plecat... Ți se pare corect? Dar tu știi că dacă ești pe ușa aia, nu te mai întorci înapoi. Da? Eu nu vreau să te supăr. Deci nu te mai întorci înapoi niciodată. Supăr, dar... Este prima și ultima oară când ne mai vedem în casa asta. Cristi, tu nu-mi faci mama una ca asta. Cristi, te rog din tot sufletul meu. Dar tu cum mi-ai făcut? Nu faci una ca asta, dar dacă tu mă las singură, așa? Ce să faci la tactul? Cu ce crezi că te ajută el? De ce nu vrei să mă înțelegi? Îmi pare rău, nu pot să fac asta, sincer. Mă scârbește atmosfera asta de aici. Rămâi aici, o să fie totul bine. Mâna, lasă-mă. O să fie. Nu. Cristi. E prea mult agitație. Nu faci una ca asta. Mă simt ca în Beverly Hills. Toată lumea se combină cu toată lumea. Haide să mergem. Nu. Îmi pare rău. Hai. Lasă-mă să plece. Deci mie una încă de mă, nu vine să cred. Adio. Singurul meu copil, uite-te și tu ce-mi faci. Pe cuvântul meu, ce se întâmplă? Ăștia au plecat. Menajera a plecat. Ori se alege praful de tot, ori ne înțelegem. Ai bani, ai zis? Nu știu, s-ar putea. Pe bune? Ai bani? Pe bune, mă? Uite cum îți revii tu. E normal. Să știi că orice femeie când aude de bani, mi se luminează fața. Da, observ. Pe bune, ia zi, unde e banii? În casă. În cont. Ah, ok, e bine și în cont, nicio problemă. Nu mă deranjează. În bancă? Bineînțeles. Și ce sumă ai? Banii care editatura îmi vreau. Ah, deci ai? Da. Uite, dacă tot ne împărțim sarcinele jumate-jumate, ce-ar fi să împărțim și banii? Stai! 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 Stai!